În pauza de publicitate, colega tocmai a primit o invitație la film. Da, ci că vii la mine să ne uităm la un film și dacă nu-mi place, te îmbraci și pleci acasă. Da. Adică, ai înțeles? Despre asta e vorba. Da, avem astăzi la Cocoșul de Aur, la doar 12 lei, ciorbă gulaș, cotlet de porc la grătar, orez cu legume și salată de varză albă. Da. Nu orice fel de varză. Zine despre salopeta ta, de ce te care alunecă. Că am slăvit și pică. Da, asta cum se poartă? Se poartă lipită. Lipită. Lipită cu ce? Întoarce-te cu spatele, tot să vadă telespectatorii spatele, vezi, ca să nu avem probleme cu fața. Da, așa în spate. Mă, nu se ține, are, nu știu, e așa o chestie. Are un fermoar. Are un fermoar foarte. Fermoarul ține. Da, dar e cam subțire fermoarul. Vreau să zic că e creație proprie. Bravo. Mi-a făcut-o prietena mea, Daniela Ianca. După ce te-ai gândit tu. Da. Daniela! I-am arătat modelul. Și dacă noi, de exemplu, acum tragem din spate, se întâmplă ceva? Daniela, trebuia să pună Daniela o telecomandă, mă, la fermoar. Bă, o telecomandă la fermoarul din spate. E cu telecomandă? Nu, e cu 500. Da, cu... Mai ridică-te dată să-ți arăt că nu e cu 500. Da, avem... Și eu am un banc înainte de a trece la invitați. Foarte pe scurt, am întâlnit o femeie superbă, frumoasă, inteligentă. Cu salopetă roșie. Am venit cu ea acasă, însă familia n-a acceptat-o, mai ales soția. Da, după reclamă.